Slăvit să fie Domnul! Iubiți frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu care ne-a binecuvântat până în momentele de față și cer îngăduință să mai avem răbdare puțin, să mai ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Știți că eu la Girona am predicat în calitate de păstor, de părinte, de prieten. În această dimineață vreau să vă spun că predic în calitate de bunic. Nu par, dar sunt. Am fost plecați în Statele Unite și după ce am aflat că Mădălina a născut, chiar spuneam și la frați dimineață și la alții, a fost pentru prima dată când mi-am dorit să plec repede din America, să vin înapoi în Spania, că știam că ne așteaptă pe lângă copii și un nepoțel. Vineri a fost Mădălina cu Levi la noi și fără să știe, Mădălina am stat de vorbă cu el și am spus, Levi, te rog frumos, fii cu minte la biserică. Și până acum văd că s-a ținut de promisiune și să-l binecuvinteze Domnul să, până la sfârșit, să fie cu minte. Din epilogul cărții Iov aș vrea să citesc doar două versete, chiar dacă o să ne folosim de mai multe versete din cartea aceasta, 554, versetul 16 și 17, spune așa. Iov a mai trăit după aceea 140 de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. Și Iov a murit bătrân și sătul de zile. Amin. Și am pus predica sub titlul O viață cu final fericit. V-aș întreba în această dimineață, cine nu-și dorește să aibă un final fericit? Este cineva în locul acesta? Toți ne dorim ca finalul, ca sfârșitul alergării noastre să fie fericit. Avem în cuvântul Domnului un om care noi știm că a trecut și prin multe probleme, prin multe necazuri, dar Dumnezeu l-a binecuvântat ca spre sfârșitul vieții și n-a fost un sfârșit cu zile puține, ci multe, să se bucure de binecuvântare. Fraților, dumneavoastră știți și aș vrea în această dimineață să privim din perspectiva aceasta de pe Iov, din perspectiva de părinte, bunic, străbunic și străstrăbunic. Gândiți-vă, când m-am uitat în Cuvântul lui Dumnezeu și m-am gândit ca să pregătesc predica în această dimineață, m-am gândit la părinți, m-am gândit la bunici, m-am gândit și Domnul mi-a pus pe inimă ca să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu astăzi și să învățăm că avem ce să învățăm. Omul acesta în prima parte a avut 10 copii, după aceea Dumnezeu l-a binecuvântat când cei 10 au fost luați de Dumnezeu, l-a binecuvântat cu încă 10 și a fost un om care s-a calificat să crească copii și niște copii, cred eu, cel puțin cei din a doua parte a vieții au fost mult mai cuminți și mai buni și mai pocăiți, pentru că Iov a prins experiență. La primul copil, la primul, al doilea, până prinzi un pic de experiență, cu ce ai mai mulți copii, atunci ești un tată, o mamă cu experiență. Și acum aș vrea să vă propun un exercițiu de imaginație, să ne gândim că Iov este în casa lui, împreună cu 10 copii, sau și cu nepoții și cu strănepoții, și la un moment dat Iov spune așa, dragii noștri, vreau să vă spun că voi nu sunteți unici copiii noștri. Noi am mai avut încă 10 ca voi, dar Dumnezeu, pentru că e suveran, a hotărât să ne ia acasă. În timpul când treceam prin problemele acestea, au venit vecinii, prietenii, rudele și au vrut să ne facă să spună și noi să acceptăm că din cauza păcatelor noastre am ajuns unde am ajuns. Și au venit unul și au venit alții și la un moment dat au venit unii, prieteni de aproape, care am avut încredere, au stat lângă mine 7 zile, n-au spus nimic. Și chiar cuvântul Domnului spune că oamenii aceia când au venit, nu l-au mai cunoscut pe Iov. Atâta de mare era durerea și suferința prin care trecea omul acesta. Și oamenii aceștia au încercat să ne spună și să ne convingă că Dumnezeu nu pedepsește pe niciun om dacă nu păcătuiește. Atât eu, cât mama voastră și frații voștri care au fost, au spus că am păcătuit, de aceea se întâmplă ceea ce se întâmplă. Și Iov
spune, am rămas tare, și dacă vă veți uita în cartea Iov, tot timpul el vine și susține și spune, nu am păcătuit, nu am păcătuit, sunt drept înaintea lui Dumnezeu, să mă pună Dumnezeu în cumpăna neprihănirii lui, auziți ce curaj, să mă pună Dumnezeu în cumpăna neprihănirii lui și îmi va vedea neprihănirea. La un moment dat spune cam așa Iov, nu mă mustră inima de niciuna din zilele vieții mele. Fraților, vă dați seama ce spunea omul acesta? Vă întreb eu pe dumneavoastră, spunea adevăr sau minciună? Spunea adevăr că dacă n-ar fi spus adevărul, când Domnul a stat de vorbă cu prietenii lui Iov și a spus, duceți-vă la Iov, Iov să mijlocească pentru voi, că dacă nu mijlocește Iov, veți muri, pentru că voi n-ați vorbit așa de bine cum a vorbit robul meu Iov. Dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, noi, din punct de vedere omenesc, putem să spunem că oamenii aceștia au vorbit frumos la adresa lui Dumnezeu. Numai greșeala care au făcut-o, s-au pus în dreptul lui Dumnezeu și a spus, noi știm de ce suferi, noi știm de ce ți-au murit copiii, noi știm de ce copiii tăi sunt în lume, noi știm de ce, de ce, de ce. Și Domnul le-a spus, voi n-ați știut nimic. Și stând de vorbă Iov cu copiii lui, prima lecție care le-a dat-o copiilor și ne dă-o astăzi și ne dă celor doi, la Ionuș și Mădălina și nouă tuturor, este următoarea lecție. Fraților, ultimul cuvânt în dreptul unei persoane, în dreptul unei familii, în dreptul unei societăți, îl are Dumnezeu, glorie lui în veci. Uitați ce spune cuvântul Domnului în versetul 12 din 42. În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul. Și spune, dacă am ajuns unde am ajuns, dacă sunt ceea ce sunt, dacă avem ceea ce avem, dacă voi ați venit pe lume și sunteți binecuvântați, vreau să vă spun că în dreptul fiecărui om, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dragii mei, ați învățat, vi s-au spus acasă, că Dumnezeu are ultimul cuvânt. El trebuie să fie pe locul întâi, pe locul doi, pe locul trei în viața voastră și orice facem, totdeauna trebuie să știm că și Dumnezeu trebuie să spună eu am ultimul cuvânt în viața voastră. Amin. Noi așa ne uităm, cei care aveți copii mici. Și am auzit mereu, stând de vorbă cu părinții, spun cam în felul următor, ne uităm la copiii aceștia și parcă nu vedem viitor. Dacă ne uităm la Iov, din perspectiva omenească, nimeni nu mai vedea niciun viitor. Au venit prietenii, nu l-au mai cunoscut. Undeva stătea și se scărpina cu un ciop, era vai de el, hambarele goale, conturile goale, copii nu mai avea, nimic nu mai avea. Nimeni n-ar mai fi crezut că omul acesta poate să învie de unde era. Și Dumnezeu, pentru că are ultimul cuvânt, a zis, pentru că omul acesta a fost credincios și în momente dificile, vreau să arăt tuturor că Iov este un om care acceptă că eu sunt stăpân în viața lui. Și de are, și de nu are. Frați și surori, astăzi, în locul acesta, vreau să vă spun ceea ce dumneavoastră știți. Spuneți copiilor dumneavoastră, învățați copiii dumneavoastră, învățați nepoții dumneavoastră și să ne învățăm de acum încolo nepoții. Vreau să vă spun că ultimul cuvânt în viața noastră îl are Dumnezeu. De vrem sau de nu vrem, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și psalmistul în psalmul 78 vrea să spună lucrul acesta și să întărească ceea ce vă spun eu astăzi. Și uitați ce spune cuvântul Domnului. Ascultă poporul meu învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele, îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvești. Ce-am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, că Dumnezeu are ultimul cuvânt, că Dumnezeu deține putere în universul acesta. Nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni în laudele Domnului, puterea lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor. Și uitați pentru ce? Pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu și ne rugăm ca ai noștri copii să-și pună încrederea în Dumnezeu. Dumnezeu este încrederea noastră, Dumnezeu este tăria noastră, lăudat să fie numele în veci.
Când Levi va crește, părinții vor spune lucrul acesta. Noi, ca și bunici, avem datoria să spunem lui Levi cine este Dumnezeu și ce face Dumnezeu și cum a lucrat Dumnezeu, nu în viața altora, în viața noastră. Mai departe spune așa, să nu uite lucrurile lui Dumnezeu, foarte important, să nu uite lucrurile lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. Până când? Toată viața. Doamne, ajută copiii noștri să păzească poruncile tale toată viața. Frați și surori, uitându-mă în cuvântul Domnului și gândindu-mă că trebuie să spunem copiilor noștri, nu e așa? Le spunem copiilor noștri și de multe ori cădem în extrema aceasta, le spunem copiilor noștri cine am fost noi când eram tineri, când am fost copii, ce am făcut noi și spunem mai mult lucrurile rele, lucrurile să arătăm noi cât de deștepți am fost și cât de grozavi am fost. Și copiii nu știu și partea cealaltă, cum Dumnezeu a lucrat în viața noastră. Frații mei, vreau să vă întreb și surorile mele dragi, vreau să vă întreb, avem ce să spunem copiilor noștri de ceea ce a lucrat Dumnezeu în viața noastră? Fiecare dintre noi avem experiențe cu Dumnezeu. Când Dumnezeu a lucrat, când am zis, de aici nimeni nu mai mă scoate. Când doctorul a spus în felul următor, dacă nu intervine Dumnezeu, nu vei mai trăi. Dar vreau să vă spun din nou același lucru, Dumnezeu are ultimul cuvânt, gloria lui în veci. Când împăratul a dat un ordin și a spus în felul următor, 30 de zile nimeni nu se va mai ruga la un alt împărat, Daniel, care îl cunoștea pe Dumnezeu, părinții și-au făcut datoria și au spus lui Daniel ce Dumnezeu au ei, când s-a iscălit această poruncă, cuvântul Domnului spune că Daniel a zis în felul următor, cu mâncare am trecut cu vederea, când mi-a schimbat numele am trecut cu vederea. Dar când e vorba de relația mea cu Dumnezeu, în relația mea cu Dumnezeu nu intervine nimeni. Chiar împăratul. Îl respect pe împărat. Îi dau toată cinstea care îi se cuvine. Dar vreau să-i spun împăratului și tuturor să știe că un împărat mai mare este și peste el. Și acest împărat este Dumnezeul meu. Și când oamenii aceia au venit și l-au luat pe Daniel și l-au aruncat în groapă, când s-a pus piatra, și ce a spus? S-a terminat. Dar peste cuvântul s-a terminat, a venit și a spus Dumnezeu, eu am ultimul cuvânt. Și Dumnezeu a avut ultimul cuvânt că a spus leilor, nu faceți nimic robului meu, pentru că este copilul meu. L-au scos de acolo nevătămat. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Lăudat să fie numele în veci. M-am gândit la acea fetiță care a fost luată într-o zi, nu știu dacă a fost de lângă părinți, dacă a fost de pe ulița unde se juca, de la școală sau din altă parte, dar sirienii au luat-o și au dus-o departe de părinți. Nu știu dacă a apucat să-și ia lucruri, să-și ia păpușile, să-și ia jucăriile, n-a mai apucat să mai facă nimic, dar a plecat, frații mei. Dar fetița aceasta, chiar dacă n-a mai luat nimic din Israel, în inima ei purta ceva, o evanghelie vie. O evanghelie vie, ea știu cine este Dumnezeul ei, a știu că Dumnezeul ei este tot puternic și ce spune El se întâmplă, lăuda să fie Domnul. Nu numai că a avut o evanghelie vie, un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care face minuni. Fata aceasta a spus și altora că ea are un Dumnezeu care face minuni și dacă Naaman se duce în Israel, acolo este un om al lui Dumnezeu care are o legătură cu Dumnezeu. Asta lipsește bisericilor în vremea aceasta. Asta lipsește familiilor în vremea aceasta, frați și surori. Lipsește oameni care să stea înaintea lui Dumnezeu și să aibă o legătură sfântă cu Dumnezeu, să vorbească către Dumnezeu și Dumnezeu să trimiată răspuns. Doamne, ajută-ne să fim oameni ca aceștia. Și fetița aceea a spus, dacă se va duce, nu poate că s-ar putea, nu, va fi vindecat. Uitați-vă câte credință a avut fetița aceasta, că într-o zi niște părinți, venind de la biserică, venind de la întâlnirea lor, acolo unde se predica cuvântul, totdeauna n-a vorbit de rău păstorul, comitetul și ceilalți. Totdeauna a spus ce minuni face Dumnezeu și cât de minunat lucrează Dumnezeu. Fraților, este adevărat că în vremea când Naaman era lepros, erau mulți leproși în Israel, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu n-a îngăduit să fie vindecat niciunul. Și știți care a fost? Naaman sirianul. Pentru că o fetiță mică, care ai fi zis că ce să vorbească ea? Fata aceasta a spus într-o zi, eu știu care este soluția pentru vindecarea ta. Soluția este să te întâlnești cu omul lui Dumnezeu și omul lui Dumnezeu va spune un cuvânt din partea lui Dumnezeu și vei fi vindecat. Și așa s-a întâmplat. Știți de ce?
Pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dragilor, să știți că în dreptul lui Levi nu-l are mama, nu-l are tata, nu-l are păstorul, nu-l are nimeni. În dreptul lui Levi îl are Dumnezeu. Și când Dumnezeu spune viață, copilul va trăi. Când spune sănătate, copilul va trăi. Când Dumnezeu dă apă, copilul va trăi. Când nimeni nu se mai aștepta că undeva în pustiu Ismael va trăi. Dumnezeu a făcut, nu dintr-un burtuv, așa cum ni se spunea, un izvor, lăuda să-i fie numele în veci. Al doilea lucru care îl învățăm astăzi de la omul lui Dumnezeu, Iov, în calitate de părinte, bunic, străbunic, frați și surori, știți ce ne spune astăzi nouă Iov? Nu vă neglijați copiii. Nu vă neglijați copiii. Vă întreb pe dumneavoastră, că aud de multe ori așa, sunt prea ocupat, de dimineață plec până seara, sunt foarte ocupat, nu mi-ajunge timpul, sunt foarte ocupat. Vă întreb eu pe dumneavoastră, Iov, era un om ocupat? Foarte ocupat. În prima parte a avut 7.000 de oi. Gândiți-vă că în a doua parte a avut 14.000. Gândește-te că acolo a fost o fabrică, lână, carne, brânză, lapte, să tot vin, să tot mulță. Gândiți-vă, omul acesta a fost foarte ocupat. Dar ne spune astăzi nouă părinților în secolul 21 următorul lucru. Oameni buni, ce aveți mai de preț voi, știți ce este? Nu camioane, nu conturi, ci acest copil este darul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Lăuda să fie Domnul, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un copil și acesta este darul lui Dumnezeu. Dar vine Iov și ne spune în felul următor, în calitate de tată, bunic, străbunic, vreau să vă spun, nu vă neglijați copiii. Și îl întreb pe Iov, Iov, și ce trebuie să fac? Și Iov ne va spune în această dimineață, primul lucru care trebuie să-l facem în dreptul copilului, unul dintre marile cadouri care putem să le dăm copilor noastre, este caracterul nostru. Ionuț, ne cunoaștem, știu ce genere mi-a dat Dumnezeu și pe tine și pe Dani, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ascultați-mă, ceea ce puteți să-i dați la copilul acesta, un caracter frumos. Uitați ce citesc despre omul acesta cu un caracter extraordinar, un caracter frumos. Era în țara Uț un om și am putea să vorbim ce înseamnă să fii om. Omul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu, era fără prihană. Știți ce înseamnă fără prihană? Fără păcat. Adică să nu înțelegeți că omul acesta n-a păcătuit niciodată. A păcătuit și l-a greșit și el. Dar nu s-a complăcut în păcat. Nu a trăit în minciună, în curvie, în furtișac, în ce vreți dumneavoastră. Omul acesta a fost un om fără prihană, s-a ferit de păcat, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, și curat la suflet. Un om care își păzea sufletul de păcat. Dați copiilor vostru sau copiilor voștri și noi care suntem în această dimineață, în locul acesta, să dăm cadou copilul nostru. Copii dragi, mulțumiți lui Dumnezeu și binecuvântați pe Dumnezeu dacă aveți părinți, tată, mamă, cu un caracter frumos. Să nu arate pe stradă pe tatăl tău lumea cu degetul să spună ăsta un mafiot, un mincinos, un curvar. Gândiți-vă ce rușine poate să fie pentru un copil. Copiii lui Iov când ieșeau pe stradă la școală, unde se duceau, puteau să fie mândri de tatăl lor. Un tată era cu vază, dar între reputație și caracter, Iov a ales caracter. Sunt oameni astăzi cu reputație. Sunt oameni astăzi care sunt pe la televizoare. Sunt oameni astăzi cu nume, dar fără caracter. Cred că astăzi predic unor oameni care n-au nevoie de reputație, ci au nevoie de caracter. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta să fim niște oameni de caracter. Doi, omul acesta nu numai caracter a avut, un caracter extraordinar. Omul acesta a avut o credință autentică și când spun o credință autentică, nu doar așa cred și eu. Mă duc din când în când la biserică, nu. Credința lui a fost cunoscută de Dumnezeu. Este adevărat? Când Domnul a stat de vorbă cu Satan, a spus, îl cunoști pe Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om și spune Domnul cum este. Credința lui a fost cunoscută de Dumnezeu. Credința lui era cunoscută de familia lui. Oameni buni, am spus-o și o repet și în această dimineață. Pocăința noastră nu începe de la biserică. Pocăința noastră începe din familie. Înainte să ne vadă frații, înainte să ne cunoască surorile, înainte trebuie să ne cunoască copiii noștri. După Dumnezeu cel mai bine mă cunoaște soția mea, copiii mei. Nu de aici, aici să fiu într-un fel și acasă altfel. Frații mei,
Credința noastră trebuie să fie cunoscută în familie. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Și în al treilea rând, o credință autentică trebuie să fie cunoscută și în iad. Știa diavolul despre Iov? Știa. Știa despre el. Știa foarte bine despre el că era un om care se temea de Dumnezeu. A încercat să-i spună lui Dumnezeu: oamenii te slujesc pe tine pentru că tu îi constrângi, le dai și apoi le ceri să te slujească. Nu era adevărat. Iov nu-l binecuvânta pe Dumnezeu, nu-l slujea, nu-l iubea pe Dumnezeu pentru ceea ce i-a dat, ci el îl binecuvânta și trăia o viață sfântă pentru ce era Dumnezeu. Glorie Domnului în veci! Frații mei, nu pentru ce ne dă Dumnezeu, ci pentru ce este El, să-L glorificăm și să trăim o viață sfântă și curată. Și Iov era cunoscut și în iad că avea o credință după voia lui Dumnezeu. Dați-i copiilor dumneavoastră, dați la copiii dumneavoastră o credință autentică, nu o credință doar de duminica, nu o credință doar atunci când venim la casa lui Dumnezeu, o credință zilnică, să vadă copiii noștri că noi suntem niște oameni care slujim pe Dumnezeu. 3. Iov avea priorități corecte. Ce vă spune dumneavoastră când citesc așa? Și după ce treceau zile, fiii săi se duceau și dădeau unii la alții rând pe rând cât un ospăț și ne spune cuvântul Domnului, se scula dis de dimineață. Ce vă spune dumneavoastră expresia aceasta, se scula dis de dimineață? Adică avea priorități corecte. Frații mei, n-am venit astăzi să vă spun sau să vă critic, dar fiecare ne cunoaștem. Când ne sculăm dimineața, când ne trezim, când Dumnezeu ne dă harul să ne trezim după noapte, când Dumnezeu ne binecuvintează să avem somn, unii mai mult, unii mai puțin, vă întreb, care ne este prioritatea numărul unu când ne trezim? Care ne sunt prioritățile? Nu-i așa că telefonul la unii prioritar, să vedem cine mi-a mai scris, să vedem ce s-a mai întâmplat. Știți cine spune Iov nou astăzi tuturor mie și care predici și dumneavoastră? Nu vă neglijați copiii. Fiți niște părinți cu priorități corecte. Copiii mei și copiii dumneavoastră au nevoie de rugăciunile noastre. Trebuie să ne rugăm. În ziua când Mădălina s-a căsătorit împreună cu Ionuț, ne-au chemat și spre sfârșit ne-au dat niște cadouri și nu știu la cuscri, dar nouă printre alte cadouri ne-a dat și o carte. Și cartea spune așa, puterea rugăciunii, vă mai aduceți aminte? Puterea rugăciunii unui bunic. Și stând de vorba cu de curând cu Doinița, am spune, știi că Mădălina ne-a dat o carte? Frații mei, dacă vă spun aseară până să mă culc ce am făcut, m-am apucat de studiat. M-am dus în țară și un coleg, un pastor, mi-a spus, frate Dorel, am auzit că v-ați căsătorit copii. Zic, da, uite, ține cartea aceasta. Păstorind o inimă de copil. Foarte important. Iov se ruga înaintea lui Dumnezeu pentru copiii lui. Iov era cel care iniția rugăciunea în familie. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Iov chema. Nu copiii, spuneau, tată, ar fi trebuit să ne rugăm la masă, tată, ar fi trebuit să ne culcăm să ne rugăm, tată, n-ar fi trebuit să ne mai rugăm din când în când, nu. Iov chema pe copiii lui și se ducea înaintea lui Dumnezeu, se ruga. Uitați ce spune Satana la un moment dat, de ce se plânge el? Pentru că rugăciunile lui Iov înconjura căminul, oameni buni. Poate că avea gard sau n-avea gard în jurul căminului, în jurul casei, dar acolo era un gard viu, era un zid viu. Erau îngerii lui Dumnezeu care păzeau casa lui Iov și spune cuvântul Domnului așa, nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acopăr țara? Ceea ce făcea Iov prin rugăciunile lui, îl ruga pe Dumnezeu să-i ocrotească familia. Frații mei, vreau să vă spun că Iov aveai obicei să facă lucrul acesta. Și ce îmi spune mie? Avea obicei? Adică în fiecare zi. Nu în fiecare zi aducea jertfe. Dar în fiecare zi se ruga pentru copiii lui. Dacă vă uitați în Ezechiel capitolul 14, versetul 14, Domnul spune așa, fiul omului,
când o cetate, când o țară, când o națiune va păcătui împotriva mea și voi lua decizia să o nimicesc, să o pedepsesc, dacă vor fi în cetatea aceea trei oameni, Noe, Daniel și Iov, omul acesta a fost cunoscut ca un om care mijlocea înaintea lui Dumnezeu. Dar nu numai mijlocea, omul acesta era un om neprihănit. Copiii mei și ai tăi, și spunea fratele astăzi, chiar dacă copiii s-au căsătorit, au nevoie să ne rugăm pentru ei. În fiecare zi, când ne sculăm din paturile noastre, trebuie să ne aducem copiii înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm pe nume înaintea Domnului, ca ocrotirea Domnului, paza Domnului, binecuvântarea Domnului și puterea Lui să-i țină pe calea Domnului. Doamne, binecuvintează copiii noștri. Un alt lucru care l-am văzut în calitate de tată, bunic, străbunic, omul acesta și-a ținut familia împreună. Omul acesta și-a ținut familia împreună. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Fiii lui dădeau cât o masă, cât un ospânț, dar nu uitau să cheme și pe surorile lui, lor. Împreună, omul acesta a spus în felul următor: voi băieți sunteți valoroși, și vorbim într-o cultură în care femeia era de mâna a doua. Nu se pune atâta bază, astăzi e mai presus decât omul. Dar în vremea aceea, Iov a spus în felul următor: și primul copil și ultimul copil aveți același preț în ochii mei. Nu la voia întâmplării, în epilog, citim despre fetele lui Iov că erau cele mai frumoase. Credeți că la voia întâmplării, spune cuvântul Domnului, Iov punea preț pe fetele lui, pe copiii lui. Omul acesta și-a ținut familia împreună. Frați și surori, vă întreb, e important să ne fie familia împreună? E important că Iov a trăit în perioada, a fost contemporan cu Avram, cu patriarhii, și vreau să vă spun că Avram n-a reușit să țină copiii împreună. Vreau să vă spun că Iacov n-a reușit să țină copiii împreună. La un moment dat, unii dintre ei au hotărât să-l omoare pe celălalt. L-au vândut. Ei, omul acesta, cu toate că era un om bogat, cu un om cu un timp foarte aglomerat, omul acesta a știut să țină copiii împreună. Doamne, ajută-ne și pe noi. Frații mei, pentru mine Mădălina, Noemi, Sebi, sunt copiii mei, au același preț. Au același preț. Mă rog înaintea lui Dumnezeu, îi iubesc la fel. Mă rog înaintea lui Dumnezeu la fel. Îi aduc în fiecare zi înaintea Domnului și îmi doresc, nu numai atât, să moștenesc împărăția cerului cu ei. Și dumneavoastră vă doriți același lucru. Doamne, ajută-ne! Am mai văzut încă un lucru. În calitatea lui de tată, de bunic, de străbunic, Iov a fost un tată plăcut. Vă întreb în această dimineață, că se spune și astăzi aici că să mergi acasă, să-ți îmbrățișezi copiii, chiar dacă sunt căsătoriți. Frații mei, vă pun o întrebare. Cum suntem percepuți de copiii noștri? Își găsesc copiii noștri plăcere în anturajul nostru? Iov a fost un tată plăcut de copiii lui. Și vreau să vă spun din Scriptură, nu doar părerea mea. Uitați ce spune cuvântul Domnului, Iov, capitolul 29, versetul 5. Când cel atotputernic încă era cu mine și când copiii mei stăteau, unde? În jurul meu. Când tata Iov spunea, duminică, împreună cu mama, pregătim masa și vreau toți copiii să vină la masă, să nu lipsească niciunul. Copiii de-abia așteptau să aibă o întâlnire cu tata Iov. Era un tată plăcut, te întreb în această dimineață, uitându-mă în ochii tăi, ești un tată plăcut? Ești o mamă plăcută? Chiar dacă Iov îi chema și poate că din când în când spunea, tată, tot ne chem mereu, nu știi că n-am păcătuit, vizibil, uită-te la noi, n-am păcătuit. Și ce spunea Iov? Percepția lui despre păcat. Poate că în inima voastră ați întristat pe Dumnezeu. Fraților, să ne învățăm copiii că prima dată când păcătuiesc, nu trebuie să-i ascundem de comite, de păstor, de altcineva, de tata sau de mama. Prima dată copilul când păcătuiește, lovește în inima lui Dumnezeu. Și noi trebuie să rezolvăm problema între copil și Dumnezeu. Acolo e problema. Locul păcatului nu e că trebuie să fie vizibil, e aici. Și copilul este în biserică în această dimineață, dar nu știi ce poartă în inimă?
De aceea trebuie să ne rugăm, de aceea trebuie să postim, de aceea trebuie să strigăm înaintea lui Dumnezeu: Doamne, eu am născut copii, am adus copii pe lume pentru împărăția Ta. Spunea Iov în felul următor: poate că copiii mei au păcătuit. Și îi aducea și spunea: măi, tată, iar jertfă, iar jertfă. Din nou jertfă, din nou jertfă, că eu nu știu ce e în inima voastră, Dumnezeu știe. Vă dați seama? Și cu toate acestea, Iov era plăcut lui Dumnezeu. Și ultimul punct din predica din această dimineață, frați și surori: învățând de la Iov, ca tată, bunic, străbunic. Știți ce ne spune Iov în această dimineață? De felul cum trăiesc părinții, influențează generațiile viitoare. Auziți? Și Levi a spus amin când am zis eu că mă apropie de încheiare. De felul cum trăiesc părinții, vor influența generațiile viitoare. Și uitați-vă ce frumos spune cuvântul lui Dumnezeu. Iov era bătrân și Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iov. Gândiți-vă dumneavoastră ce har să fii. Iov a mai trăit după aceea 140 de ani și a văzut pe fiii săi, pe fiii fiilor și săi până la al patrulea neam. Știți ce a vrut să spună Dumnezeu prin până la al patrulea neam? Dumnezeu i-a dat multă binecuvântare. Vă citesc din cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, contează foarte mult ca părinți cum ne trăim viața. Viața noastră influențează copiii noștri, de vrem sau nu vrem, ăsta e adevărul, influențează copiii noștri, nepoții noștri. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Domnul este încet la mânie, Numeri, capitolul 14, versetul 18, și bogat în bunătate, iartă fără de legile și răzvrătirea, dar nu ține pe cel vinovat, drept nevinovat, și pedepsește fără de legea în părinți, fără de legea părinților în copii, până la al treilea și al patrulea neam. Fraților, din cuvântul care l-am citit acum, că Iov a mai trăit încă 140 de ani și a văzut generații după generații, a fost Iov vinovat înaintea lui Dumnezeu, cum spuneau prietenii? Nu. Contează foarte mult cum ne trăim viața. Spune cuvântul Domnului și îmi place așa de mult când citesc acest cuvânt și aș vrea să se împlinească cu fiecare dintre noi. Ia uitați ce spune cuvântul Domnului. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion. Să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Și să vezi pe copiii, copiilor tăi, pacea să fie peste Israel. Și eu zic pacea să fie peste biserica din Girona, peste familii, peste noi toți. Frații mei, părinți dragi, dacă n-aș știu până acum, vă rog frumos, rugați-L pe Dumnezeu ca împreună să trăim cu frică de El, să trăim frumos, ca ai noștri copii să aibă un exemplu în noi de părinți după voia lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune că Iov, nu numai că Dumnezeu l-a binecuvântat cu relații, dacă o să vă uitați în 42, spune că au venit vecinii, rudele, frații, toți au venit și au stat la masă, l-au plâns, l-au pupat și mă întreb eu unde ați fost când era în nevoie, în necaz, unde ați fost? Acum ați venit. Mai am văzut în cuvântul lui Dumnezeu că Iov, binecuvântarea lui Iov a fost. Spune cuvântul Domnului în felul următor: Iov, tu vei primi condiționată binecuvântarea. Știți care a fost condiția pusă de Dumnezeu ca eu să fie binecuvântat? O găsim în text. Și ce spune cuvântul Domnului? Domnul a dus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat, după ce s-a rugat, cred că l-a mâgnit atât de tare prietenii lui și atât l-au supărat că avea ceva în inimă Iov și a zis: mă, nu știu, cât sunt eu de asta? Mi-ați adus atâta durere? Și Domnul a văzut lucrul acesta și a spus: Iov, ca să fii binecuvântat, să fie date toate piedicile la o parte, trebuie să dai această piedică la o parte. Roagă-te pentru prietenii tăi. Cu alte cuvinte, iartă-i pentru ceea ce ți-au făcut. Vrem binecuvântările lui Iov. Poate că nu suntem binecuvântați. Trebuie să ne uităm care sunt piedicile de Dumnezeu nu ne-a binecuvântat. Frații mei, doresc ca bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Și copiii noștri trebuie să știe, fiecare dintre copiii noștri să știe că
ultimul cuvânt în viața tatălui, a mamei, a lui, a nepoților, a familiei, îl are Dumnezeu. Iov ne-a învățat și ne-a spus să nu ne neglijăm copiii, să avem un caracter frumos, o credință autentică, să fim oameni cu priorități corecte și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Să fim niște părinți care să ne ținem familia împreună, să fim niște tați sau mame care să fim plăcuți înaintea copiilor noștri. Și apoi, de felul cum trăim noi, de felul cum trăim noi, vom influența generațiile după noi. Dumnezeu să ne ajute să trăim frumos. Amin. Îmi place așa de mult când stau de vorbă cu unii dintre dumneavoastră și cu alții și îmi spun așa, am avut un bunic. El mi-a pus prima dată cartea în Sfânta Scriptură. M-a învățat cum să citesc. Am avut o mamă extraordinară. Și ce frumos spunea Apostolul Pavel, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută. A fost întâi în bunica ta, în mama ta și acum în tine. Doamne, ajută-ne și noi să trăim frumos și într-o zi, când Tu vei hotărâ să plecăm de pe acest pământ, împreună cu copiii, cu nepoții, strănepoții și așa mai departe, să ajungem în împărăția Domnului. Amin.